Pompierii hunedoreni au desfășurat numai puțin de 360 de misiuni și intervenții pe parcursul săptămânii trecute, fiind în fiecare clipă la dispoziția cetățenilor atât pentru acordarea primului ajutor medical specializat, cât și pentru gestionarea optimă a situațiilor de urgență. Astfel, paramedicii SMURD au răspuns prompt în 287 de cazuri, cele mai multe solicitări fiind operate de către detașamentul DEVA, SMURD Simeiria și detașamentul Petroșani. Tot în această perioadă, pompierii militari au fost solicitați pentru localizarea și stingerea 9 incendii, la o acțiune de descarcerare, 3 acțiuni de asigurare a măsurilor specifice de prevenire a incendiilor ca urmare a accidentelor rutiere și 4 de blocări de uși, la care se adaugă alte 56 de misiuni în sprijinul comunității. În continuare, salvatorii hunedoreni vor fi la datorie 24 de ore din 24 pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în dificultate.